Mi-e dat acum un an de zile CD-ul. Am fost foarte curios, pentru că experiență de acces, de pătruns prin porțile mentalului, am avut atât în urma rugăciunii, cât și în urma practicilor meditative. Și în curiozitatea mea am zis să vedem ce poate aduce nou o tehnologie, ce poate aduce nou o frecvență indusă, în ce măsură poate să mă surprindă. Preocupat fiind de o mai veche nezuința mea de a ajunge să depistez și să depășesc cu o anumită ușurință și creativitate trauma pe care o înregistrează subconștientul pacientului care vine la medic, se așteaptă ca medicul să-l facă bine și are tendința să-și nege evenimentele care i-au cauzat boala. Am început să ascult CD-ul și, înțelegând că este destul de important să fructifici, am urmărit chiar să-mi derulez un anumit program la care munceam până în acel moment, de a discuta cu pacientul sau de a-i ajuta mintea să conștientizeze prin discuție liberă. Și a fost foarte frumos că, pe măsură ce această frecvență se transmitea creierului meu, am uitat că ascult o frecvență, am uitat că oarecum apelez la ceva tehnic și am prins o formă de entuziasm, de entuziasm viu. Pur și simplu mi-am văzut de treabă. A început să deruleze un program în mintea mea și am scos cu mare ușurință anumite viziuni de parcă trebuia doar să... Adică îmi părea rău că nu se transmit direct în imagini pe cameră. Pentru că în mintea mea erau foarte clare ca niște imagini pe cameră. Erau cursive, erau clare și erau foarte logice. Și la sfârșit mi-am notat un astfel de program și chiar îmi propuneam să testez efectul CD-ului și asupra celorlalți pacienți și am ajuns ușor, ușor la următoarele concluzii. Este foarte important să fructifici. Și dacă nu fructifici o poartă deschisă, ea rămâne o poartă deschisă pe care nu a intrat nimic. Ce înseamnă aceste porți deschise? Haideți să încercăm să facem o scurtă referire la porțile mentalului nostru. De ce vorbim de porți ca și cum am trece dintr-o zonă în alta? Să înțelegem cumva că mentalul cotidian te supune unui stres de existență, de supraviețuire. Acest mental servește foarte bine supraviețuirii, raționalizării și luptei de zi cu zi. În plan emoțional se desfășoară o luptă. În general, în acel moment în creierul nostru se desfășoară programe de tip beta cerebral, programe care sunt algoritmice și ne permit să supraviețuim, unii cu mai mult talent, alții cu mai puțin, dar reușim să facem față testelor de zi cu zi. Totuși, aceste programe ne mențin în afara înțelegerii și a viziunii de ansamblu. Practic, îți ocupă cel mai mult din timp, însă motivația ta principală este să eviți eșecul. Să eviți, și ca eșec principal ar fi moartea, dar să eviți anumite insuccese sau să eviți lucrurile de care te temi. Acest mental este practic cauza separării noastre. Separării de ce? Separării de existența spontană, de existența deplină, în care există armonia specifică creației, specifică galaxiilor, specifică sistemului solar, specifică ecosistemului Terei, specifică relației dintre regnuri, specifică relației dintre elementele naturii. Ceva ne separă pe noi. Tama lupta, lupta de supraviețuire, care se desfășoară într-un anumit plan mental. Inducția anumitor programe
care îți schimbă acest gen de raportare la realitate printr-o motivație de supraviețuire. Supraviețuire care, dacă în trecut se numea rămânere în viață, acum se poate numi rămânere în anumite condiții de confort, să ai anumită casă, să-ți permiți anumită mașină, să poți să-ți plătești anumite rate, să-ți ții un anumit job, dar pe ansamblu motivația funcționării minții tale rămâne supraviețuirea. Că e o supraviețuire la nivel de București, nivel de București european sau fiecare după cum ridică ștacheta, dar vorbim de supraviețuire. Există ființe care ajung să nu-și pună problema supraviețuirii. Cele în plus, mulți numesc instinct. Știu să meargă acolo unde este bine. Ei nu se forțează și au un alt nivel de succes și nu luptă pentru supraviețuire. Practic, pentru ei ar fi o luptă ca să-și piardă eficiența. Deci, eficiența este spontană. În psihologie am început să o numim inteligență emoțională. Cea inteligență de a te adapta cu ușurință. Ce are în plus dacă este să studiem creierul, acest tip de mental emoțional inteligent, deci e vorba de o comunicare între emoție și rațiune, spontană, deplin spontană, apariția undelor alfa. Ce este specific aici? Pasiunea creatoare. Deci dorința noastră se modifică de la a vrea să rămânem în viață la a vrea să facem ceva în viață. Conform dorinței noastre. Practic, un program de inducție, de perfecționare a minții și odată cu aceasta de perfecționare a mentalului nostru, de întregirea mentalului nostru, adaugă acest minunat aspect minții noastre, creativitate. Programele de inducție a frecvențelor creative permit astfel să accesăm anumite porți care există în mintea fiecărui om. Fiecărui om care s-a bucurat vreodată, s-a simțit plin de succes într-un anumit moment, a participat cu mult entuziasm la un anumit lucru din viața lui. Fiecare om poate accesa aceste porți. Ce înseamnă să poți accesa, tehnic vorbind, o asemenea poartă, înseamnă până la urmă să te acordezi pe anumite frecvențe. Fructificarea însă presupune intenție, având dorință bine poziționată. Deci împreună cu o astfel de tehnologie de perfecționare a minții noastre ne reîntregim mentalul în aspectul său creativ și ne schimbăm polul motivațional de la comportament de evitare la comportament creativ. Evident că altfel se va colorea lumea noastră. Deci e foarte important să fructificăm porțile deschise. Asta mi s-a întâmplat mie. Evident că pe măsură ce am dat la cât mai mulți oameni care aveau, să zicem, erau bolnavi și aveau niște focare traumatice, dorința lor fiind strict legată de evitarea traumei, efectul era foarte diferit. Mai exact, cel mai bun caz adormeau, iar alteori mintea lor se agita în continuare, pentru că în comportamentul lor evitant nu reușeau să se focalizeze, nu treceau prin poartă. Deși în creierul lor se apărea acea poartă, se izolau la nivelul mentalului de supraviețuire, unde trăiește o constantă accelerare, o constantă agitație. În măsura în care adormeau, efectele deveneau vizibile și conștientizabile. În măsura în care rămâneau treji, efectele erau greu conștientizabile sau uneori se obținea efect paradoxal. Pentru că nu se puteau integra în realitatea nouă a minții lor, pedalau și mai intens pe anumite focare de încrâncenare sau de focarele obișnuite cu care supraviețuim și facem față stresului cotidian. În măsura în care am conștientizat ulterior efecte mai profunde ale deschiderii acestor porți mentale, se poate sesiza, dar treptat apare această conștientizare,
un mod de conștiință unificată, sau mai bine zis, de a conștientiza apartenența la un întreg mai profund. La un moment dat am înțeles că este vorba de o formă de reintegrare, de a reveni, așa cum în starea de copil trăiești, dar încă nu ești conștient, de a reveni la apartenența totului. În acel moment, spontaneitatea se întregește, nu mai ești doar interesant să creezi, ci ești interesant să participi la armonia totului. Această poartă se poate fructifica, în general, dacă avem năzuințe de tip spiritual, duhovnicesc, dacă avem năzuințe de a ne reîntoarce la concepte primordiale, precum sufletul, uniunea cu Hristos, uniunea cu Dumnezeu Tatăl, cu un sfânt, cu un înțelept. În acest sens putem beneficia, practic, într-un mod puțin bănuit și de puțin crezut posibil, de o poartă care ne face să ne împărtășim cu ușurință din conștiința unei ființe cu un grad de înțelepciune radical diferit de al nostru. Radical diferit de limitările pe care le avem noi în acest moment. De exemplu, să ai o fuziune la nivelul conștiinței doar printr-un gând, o intenție fermă cu Sfânta Fecioară. Dar poarta asta este o poartă de taină care cere și îndrăzneală și o dorință, o aspirație pe măsură. Pentru că, deși poarta se poate deschide, câtă vreme ești atras de focarele individualiste sau de un mod de a trăi separat încă, în care vrei tu binele, dar nu înțelegi că binele ține de această reintegrare, de a putea să fuzionezi cu binele gata existent în lume, e foarte posibil să-ți scape cu ușurință. De altfel, în fața acestei a doua porți, în general, omul are tendința să adormă. Aș numi, practic, programele de inducția acestor frecvențe de perfecționare a minții, de intervenție directă la nivelul creierului nostru, ca frecvențe creative și reintegratoare. Și foarte important, suport, dar numai pentru cei care sunt hotărâți să fructifice aceste porți, suport pentru schimbarea motivației, de la motivația aceea evitantă, care se zbat și se luptă oamenii pentru a evita ce consideră ei că e rău și pentru a atrage ce consideră ei că e bine, la o motivație creatoare, la o motivație reprezentativă pentru psihicul lor, pentru sufletul lor, pentru caracterul lor. O altă importanță deosebită pe care am putut să o intuiesc la început și să o văd în practică ulterior este posibilitatea ca prin această punere în ordine a minții noastre, a creierului nostru, în prima fază și apoi a mentalului nostru, să deblocăm profunzimea mentalului și să putem aduce la suprafață anumite traume. Traumele, practic, închid manifestarea mentalului nostru pe o anumită frecvență, într-un anumit nivel al său, și izolăm odată cu această închidere și accesarea compartimentului emoțional corespunzător. De asta o traumă este greu de trecut. Prin punerea noastră într-o situație creatoare, fructificând practic trecerea prin aceste porți, putem treptat să aducem la suprafața conștiinței aceste traume. Din experiența mea, nu este nevoie să insistăm foarte mult pentru a retrăi sau a rescrie trauma. Ea are tendința să se rezolve singur. Cum? E vorba de un fenomen de reintegrare a acelei amprente,
care se șterge treptat, treptat, până când nu ne mai influențează și se deblochează acea zonă a câmpului nostru. Tot pe același principiu al perseverenței în a menține creierul ordonat, putem să ne ștergem anumite obișnuințe rele, anumite obișnuințe pe care le foloseam în special cu scopul de a împlini anumite goluri pe care le lasă această luptă de zi cu zi în care nu ai timp de tine, nu ai timp de a răspunde necesităților tale emoționale și sufletești și te golești treptat, treptat, încerci să compensezi prin alimente, prin anumite aspecte care îți creează confort, plăcere, care îți creează senzație de a fi ceva sau cineva, dar nu pot umple anumite goluri. Și în același mod, aceste goluri încep să fie umplute prin accesarea unei alte stări, unei alte profunzimi din ființa noastră și acele obiceiuri ne părăsesc. Nu mai sunt necesar să fie alimentate pentru că începem să trăim cu alte motivații. Sunt oameni care rezistă transformării, care se localizează în zona asta de luptă sau de rezistență față de schimbare și care se află la un moment dat cu ajutorul acestor CD-uri în fața acelei porți în care au șansa să pătrundă într-o altă zonă mai profundă, dar refuză. Într-o primă fază refuză și poate că ai avut experiențe de genul ăsta când oamenii chiar refuzau să continue experiența, refuzau să asculte în continuare unii dintre ei. Deși nu își propuneau. Apăreau rezistență interioară și normal da. Așa. Da. Pentru că sunt anumite focare care primesc în continuare energie. Focare din mintea noastră care primesc în continuare energie. Pentru că le întreținem prin gândurile noastre, prin stările noastre, prin emoțiile noastre. Prin integrarea noastră în planul social, care are metodele lui de a te, de a te circumscrie unor realități nefavorabile ție, dar dorite de alții. Și în fața acestor focare care își cer dreptul vital la existență, omul începe să aibă înclinații. Și deși s-a simțit bine, în loc să intre pe poarta aceea cu mai mult entuziasm, are tendința să spună: "A, excelent, am o poartă, acum știu că am o cale de salvare, haide că imediat ce rezolv câteva probleme, o să folosesc." Da. Și cam asta este tendința de amânare din ce am văzut eu, cea mai des folosită. Pentru că omul nu pleacă de la premiza că trebuie să transforme în mod radical motivația vieții sale, pleacă de la premiza că tot răul pe care îl trăiește sau amenințarea pe care îl trăiește e doar exterior. De altfel, așa ne și învață această luptă a supraviețuirii, că toată problema e în afară. De fapt, noi doar dacă ne schimbăm modul de funcționare al minții noastre, nu mai avem cum să înțelegem că e vreun inamic care poate să ne asalteze din afară fără voia noastră. Dacă noi nu alegem să ne temem de acel inamic, la un moment dat acel inamic are o putere conjuncturală, pur conjuncturală. Însă mai este existat un mecanism, că chiar și în situația în care inițial există această rezistență, în cazul în care există măcar o minimă bunăvoință de a continua experiența folosind CD-ul, deci zilnic, datorită acestei porți care se deschide către lumea subconștientului, către mintea profundă, începe un gen de reconfigurare, dacă vrei, a subconștientului. Exact ce spunea Emil Cuie, că nu poți să te bazezi întotdeauna pe voință. Deci nu poți în procesul vindecării întotdeauna să te bazezi pe voință, pentru că uneori voința nu te poate susține sau te poate păcăli. Mai mult contează imaginația. Iar imaginația este alimentată de subconștient, de schemele din subconștient. Și în momentul în care începe subconștientul să fie impregnat cu gânduri pozitive, cu gânduri stenice, cu idei benefice, atunci și imaginația începe să fie alimentată cu energie pozitivă. Și atunci deja începe să nu mai conteze voința,
ci această imaginație creatoare care începe să se trezească în om și care îl va duce gradat către vindecare, către o reechilibrare a ființei. Voința este primordială numai când mentalul nostru a reușit să se reintegreze în armonia. Să se reintegreze, da. Până atunci, voința joacă un rol secundar. Tocmai de asta un om trebuie luat din aproape în aproape, condus, ținut de mânuță, motivat în anumite momente. Motivația primordială este la nivelul dorinței. Dacă un om are doar această dorință de a supraviețui, el rămâne, să zicem, aici, într-un mental deopotrivă colectiv și individual bazat pe supraviețuire, pe lupta de supraviețuire. Acest mental cotidian îl face ca oricât de multă energie ar primi să se învârtă numai aici. Practic există o barieră fundamentală atunci când te lupți să supraviețuiești între capacitatea de a trăi creativ și posibilitățile tale de a trăi doar pentru a evita anumite frici, anumite evenimente de care te temi sau de care ai deja contact traumatic cu el. În momentul în care induci anumite frecvențe și există un liant, deci nu se poate merge mai departe fără un liant. Liantul acela poate fi încrederea. Poți să inspiri încredere cuiva și să-i prescrii o rețetă. Ia 21 de cure cu CD-ul acesta. Da? Și omul are această încredere. Ia 21 de cure. La început el se agită. Adică trece prin momente în care nu se simte prea bine pentru că mintea lui se dinamizează, intră focarele alfa în acțiune și deși ele sunt liniștitoare, totuși au acces la un nivel energetic nesuperior. De aici și imaginația aceea mult mai clară. Mie mi s-a întâmplat să văd, cum nu m-am putut să văd în anumite practici meditative, creatoare, vedeam foarte clar cu ajutorul CD-ului. Deci undele acelea îmi stimulau foarte clar imaginația. Ei, în momentul în care el rămâne predominant în zona mentalului defensiv și, să zicem, mentalul lui creator încă nu este pus în funcțiune, dar începe să aibă viziunea mentalului creator. Deci nu gândește creator, dar are viziunea mentalului creator prin imaginație. Exercită un element transformator asupra dorinței. Dacă în prima fază dorința, ascultat de motivația lui de a evita prăbușirea sau de a evita suferința, în al doilea caz, dorința sa începe să fie atrasă de anumite alte aspecte. O numim pasiune, pasiunea de a face ceva. Deci dorința deja se modifică, dar trebuie să fie între cele două un liant de legătură. Că este încrederea, că este credința lui, sau că este pur și simplu afinitate între el și cel care prescrie. De pe urma căreia nu are neapărat încredere, dar are o formă de curiozitate, trebuie să fie un liant de legătură care face ca mintea lui să acceadă la această imaginație creatoare care, într-adevăr, odată ce devine palpabilă, îi motivează altfel dorința. El nu știe că la nivelul ăsta încă nu este creator, dar își imaginează că este. La modul concret vorbind, dacă îl pui să creeze ceva, încă nu poate. Numai că imaginația lui îl face să creadă că poate. Și dacă va crede că poate, este un aspect de timp și perseverență, pentru ca vechile lui convingeri autolimitante să cedeze în mod spontan și să se activeze programe creatoare care chiar scot ce? Potențialitatea creatoare, care este specific dezvoltată fiecărui ființă. Iar în momentul în care, ca ființă creativă, își dorește și mai mult, își dorește să aprofundeze o formă de trăire sufletească, reintegratoare în sincronul creației,
În momentul acela își completează mentalul. Ajunge să capete profunzime. În momentul acela se poate expansiona prin această reintegrare, prin acest sincron, se poate reintegra în nemărginire. Ce poate mărgini un tot pe care îl vedem nemărginit? Ajungerea la acest metal frumos care deja pleacă de la o pietricică mică și ajunge la una mare este marcată de elemente de legătură. Deci niciodată trecerea de la un nivel la alt nivel nu se face fără un element de legătură. Factorul dorință este cel mai important la început. Factorul credință devine cel mai important aici, pe nivelul 2 emoțional. Și factorul voință devine cel mai important pentru a păși aici. Și în momentul acela descoperim că, da, un om cu un mental trezit, care ajunge să aibă acces la ceea ce numim subconștient, conștient, astfel încât putem numi că are acces la supramental, deci reiau ca să fie mai clar, un om care în mod normal s-a prins el că dacă își folosește subconștientul, poate mai mult. Un om, de exemplu, pe măsură ce exersează să conducă mașina, nu mai e atent la cum o conduce și o conduce foarte bine. Un altul, dacă obișnuiește să nu-și mai pună ceasul și se scoală doar gândindu-se că mâine mă trezesc la ora X, la un moment dat se trezește fără ceas la ora X. Câștigă o trezire mult mai frumoasă decât cu țiuiturile ceasului care unii pot să-i bage într-o stare defensivă. Și așa mai departe. Dar în momentul în care apare acest element al credinței că putem fi sincroni cu creația, în momentul acela, ușor-ușor, ceea ce numim subconștient, începe să poarte semnele sincronicității. Și din momentul acela, e ca și cum am vedea încă o dimensiune. Zicem că din plan trecem pe o dimensiune tridimensională și apar formele. Ceea ce până atunci doar schița formele, acum vedem formele. În momentul în care apar sincronicitățile, efectiv, avem încă o dimensiune. Și ceea ce era până atunci sincron la nivelul subconștientului, devine conștientizabil și chiar devine mai viu decât planul în care trăiam până atunci. Acela ne atrage cel mai puternic, pentru că în acest sincron regăsim întreaga orchestră a vieții. Și ușor, ușor începem să auzim și începem să vedem tot ceea ce compune viața. Și accesul pentru un om care a ajuns să aibă un mental supraconștient dinamizat, accesul la subconștientul unei alte ființe, de exemplu, din fața lui, este spontan. El e ca și cum, el vede subconștientul lui ca și cum ar vedea pe el sau chiar mai bine. Prima oară îi vezi subconștientul omului și apoi îi vezi anumite trăsături și ce crede el despre el. Iar acela nici nu își dă seama că celălalt îl vede atât de bine. Este un paradox care apare în momentul în care mentalul s-a întregit. Poți să cunoști un om mai bine decât se cunoaște el, fără ca el să-și dea seama. Dacă vrei să lași un semn cum că ai luat act de asta bine, dacă nu... Eu felicit începutul de drum Cristi, care s-a străduit să vadă porțile și apoi să găsească și posibilitatea clară de a le deschide. Consider că ceea ce s-a reușit până acum este un câștig, este o treaptă cucerită de pe care se poate merge mai înainte. Și bineînțeles că urez mult succes, perfect, mai mult.